Film am regăsit la un nou vlog, la o nouă prezentare, de această dată una foarte importantă, pentru că este o mașină foarte, foarte frumoasă. În acest loc, fix în acest loc, am prezentat și Matizul, prima mea mașină pe care am condus-o mai mult decât credeam. Știți, mulți dintre voi, dacă nu ați văzut, am condus 3 luni un Matiz, de atât timp am permis 3 luni și ceva. Dați acolo pe butonul de like și abonați-vă, pentru că o să înceapă un content super mișto cu mașina asta. Am o grămadă de idei și credeți-mă că o să meritem. V-am dat câteva hinturi, un hint foarte mare a fost că mașina vine din Asia. V-am spus că mașina este sedan, v-am spus că mașina cu siguranță nu este diesel, v-am spus practic că vine din Asia, v-am spus că este mai pe eco, adică v-am spus că nu o să fie cu siguranță nici benzină normală, o să fie un plug-in hybrid, un hybrid. O să facem și un clip dedicat în care să vă spun procesul, cum am luat mașina asta, cum am luat decizia să luăm mașina asta, dar hai să nu mai stăm la discuții și să vă arăt care este mașina. Cameraman. O Tesla Model 3. După cum vedeți aici, o Tesla Model 3 super frumoasă, 2021, îmi place enorm de mult, electric, vă dați seama, dacă nu știați treaba asta, vă spun de pe acum, este electrică și o ador. Și acum multă lume o să zică: bă, Andrei, dar e foarte scumpă mașina asta. Sau mai știu ce. Bă, și mie mi se pare că treaba asta, și m-am gândit foarte mult la mașina asta dacă o să o iau. Mai că este o investiție foarte, foarte bună să iei o Tesla Model 3, mai ales mașina asta, pentru că, știți-vă că asta este cea mai ieftină mașină, Tesla Model 3. Ok? Este cea mai cheală, care practic la Tesla cheală înseamnă cam așa, atât de bine arată. Are minus extrem de puține chestii, extrem de la sunet un pic, la range evident, dar oricum pot să fac 400 lejer de kilometri cu ea și am supercharger, e tot în regulă, dar o să dezbatem chestia asta într-un alt videoclip. Dacă aveți întrebări, lăsați-le la acest video, astăzi o să facem o prezentare, avem o grămadă de chestii de discutat, pentru că știu că mulți dintre voi o să-mi spuneți că aveți multe întrebări, de ce am la mașina asta, că e foarte scumpă, că nu știu ce, o să vă explic într-un clip dedicat treaba asta, ok? Hai să începem prezentarea. Multă lume m-a întrebat ce motor are mașina. Ce răspuns să dau și eu la chestia asta? Că mereu când mă întreba lumea, dar ce motor are mașina? Măcar spune, că nu pot să-mi dau seama. Hai că nu poți să-ți dai seama, că practic nu e de 2 litri, nu e 1 litru, e practic 0 litri electric, înțelegi? Și cred că are în jur de 280 de cai, nu știu, guys, exact câți cai are. Deci este un Model 3 Standard Range Plus, care efectiv de când am comandat-o s-a scumpit cu 3000 de euro mașina. Efectiv, dacă vă uitați pe Tesla, eu am comandat-o la un preț și s-a scumpit pe site cu 3000 de euro. 6 luni am așteptat după mașina asta. Haideți să începem prezentarea, să nu mai stăm la discuții. Ce să mai zic? Vine dotată, hai să luăm direct cu roțile. Vine cu Michelin Pilot Sport 4, cauciucuri de vară, o să-i punem aici și cauciucuri de iarnă, pentru că a venit iarna peste noi. Avem LED, se știe treaba asta, nu cred că se întreabă absolut nimeni. Mașina acasă, ca asta toată lumea întreabă, cam cât merge mașina asta. Mașina asta, încă n-am făcut un test, am de o zi, două, încă nu pot să fac o părere, o să fac un clip legat de treaba asta, ce părere am, cum mi se pare, cum nu știu ce. Dar, ideea e că în jur poți să faci lejer 400 de km cu un plin, vă dați seama. Ea are acolo 450 de km, depinde acum cum mergi, în ce fel mergi, dacă mergi prin oraș, dacă mergi la autostradă, contează, vă dați seama treaba asta. Dar hai să vă, v-am spus, orice întrebare aveți, lăsați-le în secțiunea de comentarii și o să răspund într-un video separat. Deci, în față, nu sunt eu un foarte bun car reviewer, dar o să încerc să fac tot ce pot pentru voi. Avem aici, Franco se numește, după cum vedeți. Așa arată, un spațiu de depozitoare în locul motorului. Undeva motorul pe aici, mai poți să mai faci tu niște nebunii după capacul ăsta, dar motorul principal electric este în spate, pentru că este tracțiune în spate mașina asta. Și avem aici cablu de încărcare, triunghiuri și toate nebunile, ok? Nu trebuie să îi dai drumul așa, trebuie să fac bam. Trebuie să-i dai cu o puțină forță. Un motiv pentru care am luat mașina asta este pentru că statul dă o grămadă de bani ca să iei mașina asta și este o mașină foarte sigură. Este o investiție bună mașina asta, după părerea mea, pentru că este foarte sigură. Statul dă o grămadă bani, cel mai mult din Uniunea Europeană ne dă nou statul ca să ne luăm o mașină electrică. Și de asta este o investiție foarte bună și după 2 ani, 3 ani o poți da la un preț foarte, foarte bun și îți mai e o Tesla mai bună, știi că se mai îmbunătățesc, până atunci se îmbunătățesc foarte mult. Mașina asta are o grămadă de camere, este supravegheată non-stop și în trafic și când nu sunt lângă ea. Automat dacă un om vine, se uită, bam, vede care-i treaba, îl filmează de aici, îl filmează de acolo, avem o cameră și acolo. Avem vreo 3 aici în față, după cum vedeți, și senzori și toate nebunile. E o mașină plină de camere, ok? Deci, practic, vede peste tot, vede și în spate.
Are câteva unghiuri moarte, dar vă dați seama că există. Aici este portul de încărcare, dar mașina este oprită, este practic trebuie să dăm uite de aici. Din aplicație, bam, am deschis portul de încărcare. Așa arată portul de încărcare. Este pentru Europa, dar asta arată așa și de aici îl închidem efectiv, bam. Înțelegeți? Ok. Hai să deschidem și portbagajul acum, să vă arăt cum se prezintă portbagajul. 100% nu s-a acoperit tot în video ăsta, dar asta vă zic că o să vă las tot în comentarii. Este foarte spațios după părerea mea. Ai acolo o grămadă spațiu și pe lângă asta, bam! Ia uitați aici cât spațiu mai avem și de desubt aici. Deci e mult spațiu după părerea mea. O chestie nouă la Tesla Model 3 2021 și sunt multe alte îmbunătățiri, vine cu dublu la geamuri. O să vă arăt imediat cum arată și ușile și toate nebunile. Închidem aici. Electric frumos. Multă lume care n-a mai aruncat niciodată într-o Tesla nu știe cum să o deschidă. Hai să vă arăt cum se deschide. Deci, așa se deschide. Bam și bam. Ok? Așa se deschide. Și îmi place foarte mult rama asta, frameless. Pentru că poți să-i dai, uite așa, și rămâne frumos, finuț. La în spate nu se dă până jos, vă dați seama. Dar cam așa arată. Asta este spațiul în spate. Cam așa arată spațiul în spate. Și o să facem exact ca la Matiz, să vă arăt cât spațiu am, cât toate nebunile. Ia să vedem. Oh my god. Băi, mă crezi că e prima dată când mă urc aici în spate? Ia să vedem. Deci cam așa stau eu în spate, cu poziția mea de condus. Ah, ba, nu e mă poziția mea de condus. În momentul de față este pe easy entry, ok? Este o poziție ca să poți să intri eu lejer la volan, adică scaunul e dat mult în spate și toate nebunile. Eu nu o să conduc așa. Scaunul meu e mult mai în față, mult normal. Okay. Nu avem plafon, avem panoramă peste tot. Și spațiu și acum când e pe poziția asta e un pic înghesuit, dar dacă mă pun pe poziția de condus o să fie tot în regulă. Avem aici LED, se știe, bla bla bla. Bobe! Roțile, hai să zicem că sunt roți pe 18, ok? Am spus, nu sunt un car reviewer, are roți pe 18. Multă lume știe toate lucrurile despre mașina asta, este o mașină foarte populară. De asta nu prea am ce să vă spun, dar să așteptați reacții, pentru că o să apară pe canal reacția bunicii mele. Bă, e priceless. Astăzi am filmat, dar o să apară după acest video, după ceva timp. O să apară și reacția prietenilor. Deci e o grămadă de content după mașina asta. Credeți-mă că o să fie niște content super amuzant, super mișto, mai ales reacția lui Mamae la mașina asta. Credeți-mă, ea n-avea nici cea mai vagă idee că e electrică, nu știu ce e Tesla. Adică e super mișto. Ideea e că mașina asta totul manevrezi din telefonul ăsta, asta îmi place. N-ai nevoie de car, eu am o cheie, cheia este un car care practic îl pui aici ca să deschizi, dar nu este cazul acum. Eu folosesc totul de pe telefon. Este foarte mult de prezentat la mașina asta, nu o să am timp în clipul ăsta, de asta zic că o să mai vină în clipul în care să vă prezint easter egg-uri, o să vă prezint și mecherii la mașina asta, dar până atunci, haideți să trecem la interior. Vreau să vă cer un nume pentru mașina asta, e foarte important, vreau să-mi spuneți dacă aveți o idee, de ce nume să-i punem la Tesla, asta este foarte important. Gândi, n-am pus niciun nume și e foarte important să aibă un nume acolo pe sistem și pe aplicație și toate nebunile. Așa că o să vă las pe voi să decideți cel mai mișto nume de acolo din comentarii. Probabil o să câștige sau poate să mă mai gândesc la ceva între timp. Aștept cât mai originale, cât mai interesante și poate asta ajungă să fie numele mașinii, ok? Hai să trecem la interior acum. Deci cam așa arată la interior, ca idee. Oh! Oh! Ce senzație! Ca în Matiz! E ca Matiz, mai ceva ca Matiz. Bă, sincer, Matizul ăsta era parcă... Parcă era mai bun Matizul, mă, nu știu ce ai făcut. Parcă Matizul ăla și ceva. Și cu ecranul ăsta, mă, aici. Are volanul ăsta frumos, așa, mie îmi place că e foarte micuț. Gen, e mai micuț decât un volan normal. E aproape ca volanul pe care mă jucam jocuri când era mai mic. Și la picioare aici avem decât două pedale. O frână și o accelerație. Și uite că mi se pune în poziția mea, s-a pornit puțin așa mașina. Mașina asta oricum stă non-stop, uite, Sentry Event. Ia uite, ne-a filmat, fii antenă că a suspectat că ceva ciudat se întâmplă. Ia uite, băieți ăștia, au intrat la mașină, vezi? Cine sunt mă ăștia care filmează? Ia uite, vedeți, ne filmează non-stop mașina. Efectiv a filmat acum, totul filmează non-stop, are Sentry modul pornit și filmează cu tot ce se întâmplă în mașină. Ce să vă zic aici despre mașina asta? E extrem de complex. Foarte multe chestii poți să faci de aici. Spre exemplu, hai să ne uităm la camere. Cam așa arată camerele, ok? Spate, aici avem stânga și aici avem dreapta. Ok? Avem încălzire în scaune, cadotor normal așa, climă pe două zone, na, basic, na, nu toată lumea știe treaba asta. Schimbătorul, că poate vă întrebați, nu are schimbător pe aici. Avem un schimbător aici, ok? Asta este schimbătorul, dăm în jos ca să plecăm în drive. Patru geamuri electrice. Foarte mișto
aici pot să-mi pun telefonul să se încarce wireless. E extrem de bună treaba asta și o ador, pentru că nu poate să mi se descarce telefonul. Efectiv, îmi pun telefonul aici și am baterie. Aici, o să vedeți aici din celelalte vloguri, aici avem un loc extrem de mare de depozitare, după cum vedeți. Am aici câteva lavariere de la CarVlog. Aici avem două cup holdere. Aici, dacă ne uităm, avem din nou un spațiu extrem de mare de depozitare unde am eu niște prindere aici. Așa te dai în spate. Încă învață scaunele electrice, Noris. Asta nu vezi că și la mine e prima mea mașină cu de toate, cu nebunii. Cu altă șmecherie la mașina asta este, guys, că vine cu foarte multe chestii din fabrică. Efectiv, cu multe chestii. Singurele minusuri, ca să vă mai spun cu adevărat care sunt, care ar fi trebuit să fie, să nu vină cu preșuri, dar a venit cu preșuri pentru că, nu știu, așa a vrut Elon Musk. Și minus, are tracțiune pe spate în loc de tracțiune integrală față de un long range. Face suta în 5,4 secunde sau 5,3 secunde, ceva de genul aceasta, în loc de long range care face 4,8 secunde. Adică e o diferență mare, sau 4,3 secunde, nu mai știu exact când fac, nu știu exact numerele, guys, nu prea m-au interesat numerele astea de viteză, pentru că nu de asta am luat mașina asta, nu am dat să rup tot ce are în ea. V-am spus, îmi place că pot să merg pe gratis, în confort, cum trebuie, și nu e o investiție fără cap, adică nu pierzi bani mulți când ai mașina asta. Înțelegeți? Este o investiție care după aceea poți să-ți iei ceva frumos și îmi place, efectiv îmi place mașina, îmi place stilul ăsta de viață electric, știu totul despre mașina asta, m-am uitat la o grămadă de clipuri, eu știu totul despre mașina asta. Singurul lucru pe care nu știam era în meniul ăsta de unde poți să sun, cel mai elementar lucru aproape. Ăla era singurul pe care nu știu, știu toate easter egg-urile, știu toate chestiile ascunse din meniu, sunt multe chestii ascunse de Elon Musk pe aici care sunt nebunii, o grămadă de chestii. Un lucru pe care poate nu-l știați, mașina asta se updatează non-stop, nu te plictisești de ea. Mereu de Crăciun iese un update foarte mare, se numește update-ul de Crăciun, în ziua de Crăciun sau înainte de Crăciun, ceva de genul, vine un update foarte mare la mașină și se va schimba mașina cum arată, efectiv la interfață, se schimbă mereu, cam așa arată navigația după cum vedeți aici, putem să vedem traficul, putem să vedem în satelit sau fără satelit, avem muzica aici, avem Spotify, avem radio evident, avem aici cu camerele energie, aici puteți vedea cum am mers eu. Și ce avem aici? Putem să intrăm pe web. Practic putem să intrăm pe internet cu mașina. Înțelegi? Mașina este conectată non-stop la internetul Teslei. Nu la internetul meu, oriunde m-aș duce, în Europa. Avem internet, nu trebuie să-mi fac griji eu de internet. Mașina non-stop o să aibă internetul de la Tesla. Ok? Uite. Bam, Google. Ai înțeles? Deci poți să căutăm, poți să faci orice de pe mașina asta. Poți să intri aici, bam, la entertainment, ca idee avem Twitter, ne putem uita la Netflix, YouTube, Twitch, tutoriale Tesla, ce mai avem pe aici? Jocuri, ca idee. Noi stai fost ăsta. Nu cred, e scaunul din spate sau era din față? Asta poate zici că vine efectiv de acolo cum trebuie, știi? Vezi că de acolo se aude din partea aia, efectiv se aude exact cum trebuie, spune miște, poți să-ți bați joc foarte bine de prieteni cu treaba asta, e super amuzant. Efectiv, gândiți-vă puțin la oamenii bătrâni sau mașini. O să vedeți în curând o grămadă de reacții mișto după acest video. O să râdeți foarte mult, o să vină content super mișto. Trebuie doar să vă cât mai multă susținere la videourile astea și o să iasă tot exact cum trebuie, ok? Hai să vă arăt. Deci, practic, poți să declanșezi efectiv. Noi stăm așa, bine, mersi, și o să pot să... Noris, se aude din spate. Nu cred. Nu o să vă zic prețul că a costat mașina, dar puteți face voi acolo niște calcule. Ideea că acum o să vedeți pe site cu 3000 de euro mai scumpă. Puteți să vă uitați pe site și după aceea scădeți acolo și Rabla Plus, și Rabla Classic și toate nebunile și o să vedeți că o să ajungeți la un preț foarte atractiv, după părerea mea. Să vedeți câte accesorii o să vină cu mașina asta, să vedeți cum o să o modificăm. Nu o să o modificăm noi foarte mult, vă dați seama, dar o să-i facem niște chestii super mișto și o să începem probabil cu chestii micuțe și o să ajungem probabil la niște LED-uri prin interior, o să vedeți ambientală frumos, pentru că mașina asta nu are ambientală. La cât costă? Nu vine cu ambientală, Teslele nu prea vin deloc cu ambientală și o să-i pun eu și o să vedeți că o să iasă foarte, foarte frumos. Pentru că sunt de treabă, o să vreau să vă arăt un singur easter egg legat de mașina asta, un singur care îmi place ce pot să fac, pot să-i pun orice sunet vreau eu la claxon. Dar avem câteva presetate de la Tesla, așa că o să vă arăt imediat care sunt. Bă, ce faci mă așa urât? Nu se poate să încheiem prezentarea asta fără să facem și un mic drive. Aolo. Un mic drive, ok? Nu o să accelerez în videoul ăsta, guys. O să avem videoclipuri speciale pentru asta, care o să vă prezint, dar vreau să vedeți așa cam cum se aude mașina asta. Deci acum e pornită. Efectiv e pornită. Și uite așa.
Nu se aude absolut nimica, guys. Absolut nimica. Și am plecat. Uitați câtă liniște e. Nu se aude absolut nimic. Foarte stabilă, are centru de greutate foarte jos și e foarte stabilă. Da, mă, guys. Ce să vă zic? Cam atât am văzut cu această prezentare. V-am arătat extrem de puțin din ce poate mașina. Eu sper că v-a plăcut și sunt curios să văd câți dintre voi v-ați dat seama. O să vină clipuri super mișto pe canal. Dați acolo pe butonul de subscribe. Dacă sunteți noi, nu uitați. Dacă sunteți noi pe canal, nu uitați, dați acolo pe butonul de subscribe. Dacă vreți să fiți la curent când mai apare content cu această mașină. Și ne auzim data viitoare cu un video super mișto cu Tesla. Yeah.